Hello amigos, numele meu este Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO. Înainte să începem, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Hai la treabă! Jocuri de gaming pe linkul din descriere. Pe ce-doia? Și suntem pe Inferno. Nice, nice. Ia să vedem. Nu se încarcă? Opa. Rip. Nu. Auzi că trăiesc băieții pe Inferno. Sunt în viață, sunt bine, sunt astea. Oh. 2-5, are full buy băiatul AK, Powerinio, Deagle, chestii, trestii, încearcă niște strafe-uri cu W, apăsat, țac-pac. Mamă, și... What? What? Știi, momentul ăla în care ți se crucișează ochii și chestii? Ce-a fost aia? Ce a fost aia? Vă rog să-mi spuneți ce a fost, ce s-a întâmplat acolo. Mare... Nu, norocire pe domnul de suspect direct 3 bife, ăla e în bunny hop. Pam, nici nu pune ținta pe jucător, băiatul e tai de capul meu. Vreau să merg la scor, să văd ce scor are. Ce să te mai uiți, mă, că nu ne mai uităm nicăieri, mă, că am văzut destule, mă, băi, am văzut destule, mă, bă. Ești bine, mă, de suspect, mă, ești forță, ești forță, mă, băi. Am mai zis eu cu ăștia, de când eram mic, se antrenează pentru meciul ăsta pe Inferno, pe CSGO, ești de mână, a fost la creșa de CSGO, grădinița de CSGO, apoi școala generală de CSGO, apoi liceu, încă n-a terminat liceu, dar e la liceu de CSGO, ești de mână, nu mai... Antrenament zilnic, ați văzut, între timp, știi cum e, că animalele se adaptează mediului în care trăiesc și... Nu poți să zici că e animal, bine, și oamenii sunt tot animale, dar de moment ce e codat, păi, animal, clar, om, ești nemun și... I-au crescut ochii la spate, ați văzut primul kill acolo, haubau cum, din demo, cât de SF a fost. Deci... Hai să vedem ce face cu Moliu. Datorită faptului că el nu mai în școli, profesionale, și asta de CSGO a stat plus major, vă dați seama... 700.000 de ore în CSGO. Eu crescut ochii la spate aici, nemun. Deci, așa se întâmplă. Deci, nu vă jucați prea mult CSGO, că vă crești vă ochii la spate, ochii în părți. Cine știe? Mamă, dă și flash. Ia uite-l, mă, bă. Ce a zis? A, n-am mai dat un flash de mult, mă. Oare cum se dă flash-ul? Hai să dau și eu un flash. Da, bă, 3 bife din start, direct, rip account. Ai, frumos, bam, bam, bam. Easy. Ia să vedem ce mai face. Are 16 cu în sfârșit. Asta și el un pic pe loc. Să ne uităm și noi la scor. Să nu ratăm vreun kill. 16 cu 7, mă, mă. Ăla e un colț cu shotgun-ul. Oh, se pare că da. Ah, am doi țin aici. Lol, cât de departe părea ăla prin perete. Vedeți, mă, ce înseamnă să nu joci col. Cât de aiurea am aproximat. Nu înțelegeam că ăla cu automata e povărat, nu am zis că e în CT, lol. Mi se prea mega departe, om. Ia să vedem. Direct fuguța. Fuguța, fuguța. Trei oameni aici. Mamă, ai de capul meu. Bă, asta să nu mă reflexion. Bă, pe ăștia, de ce nu e mă nimeni, mă, la Astralis, la Fnatic, la echipe, la Nexus, ești nemun. Păi, nu se mai pierde un meci. Ați nebunit la cap. Power băieții, power, adică băiat, nu, că băieții nu știu de ei, dacă sunt cei cu mare animal, cu mare de suspect, I don't know, n-am fost atent și ne-i și greu să vedem oricum, bine, dacă dau flicuri de-astea cum dă domnul de suspect, dar nu cred că ei, nu cred că au experiența lui, domnilor și domnilor, un jucător foarte experimentat aici. Ce vrea mă să facă, mama, a dat-o cu boltă. Le-a pus granata la fund. Lol. Asta e, mă, ce scrim? Ce scrim? Ce scrim? Care zice, bă, că scrim, că dă one-tap-uri șmechere, ca așa? Uitați-vă aici, mă, jucător ca lumea. Băi, îl bate pe scrim cu monitorul stins. Deci, eu vă garantez că The Suspect, dacă își oprește monitorul, îl bate pe scrim. Garantat, 100% facem pariu. Facem pariu, n-ai cum. Cum? Mamă, 4 kile, direct, cap, forță. E pe blanaos, băiatul. Eu nu știu ce... Vă dați seama cum se joacă el.
Deci nu știu care e fanul. Dacă stau să mă gândesc și care e fanul efectiv. Vă dați seama că stă așa, uită pereți, mai apasă pe mouse, a auzit un pas lângă el, bam, a dat click, s-a făcut flick-ul, ești nemun. Caterinca, Caterinca, da. Omul chiar rupe codul în două. Bă, rău de tot. Rău de tot. E chiar... mega codat. Mega, mega codat. Și cred că unul de ăsta te enervează mai rău decât unul care are spinbot și chestii. Mama, da și la mă, ești nebun. Și bă, hop. Mamă. Deci cred că unul de ăsta te enervează mult mai rău comparativ cu unul care bagă capul în pământ și omoară tot pe harătă. Că ăla știi că e codat, știi că nu mai ai ce să faci. Stai în bază, sau bar, n-am... Stai cu ai tăi, vorcați unul pe altul până vine ăla și vă omoară și trece meciul, știi? Dar ăsta cred că e mult mai enervant pentru că ați văzut ce banană, gen... Intră la B, omoară pe ăștia, stă, dă grenade, dă flash-uri, iese, one tap, bam, la trei oameni deodată și omul zice că îi se sparge glonțul între ei și se... Hai de capul meu, mamă, mamă. Hai să-i dăm cu trei bife să fie bine, să nu fie rău și adaun la cont, submit verdict. Hă, du-te, tată, du-te, ești nebun, du-te. Inferno. Hai să vedem, warm-up, scrim ceva, chenies de data asta, flash astea. Și ce zic, mamă, direct de la, de la, ce cu tremurici ăștia pe tine, măi, de suspect, mă. Stați așa că vedem imediat. No panic, staff, e ca hai să-i dăm noi cu 1000%. How about? Prima rundă Deagle. Deja mi-e frică. Nu, nu mai mi-e frică. Nu mai mi-e frică. Ăsta se activează. Ăsta se activează, bagă... Ma, e de capul meu. Ce feeling am că bagă animalul direct capul în jos. Hai de capul meu. Stați așa. Stați așa. Stați așa. Chiar s-a întors de două ori mai... Nici să stai, frate, așa să aștepți. Cum stă afeca, adică ce rost are. Hai să vedem, poate acum mai face așa o dată. Să ne dăm seama de ce întorce el capul, știi ce zic? Da, nu se pare că nu. Deci, el a intrat în meci ca să te afecă, dar stați un pic, cum de nu ia kick? Asta e chestia. S-a mișcat un milimetru. Opa. S-a dus și a luat armă și a înviat. Griffin bifat, da, dați seama, automat. Bunny hap-ul, ia uite-l. Bunny hap-ul, deci prima griff a fost... Prima ce? Prima, tu, bu, ce se întâmplă? Codații prostesc. Prima bifă a fost de griffing. Am avut impresia că am zis griffă, știți că aveam eu Caterinca aia cu griffa de biffing sau cum ziceam eu. Și nu știu ce am zis. Și-a murit băiatul, iar asta a feca. Oricum, știți care e faza? Din demo ăsta e suficient că stă a feca, face griffing. Și că face buhop. Pentru buhop ia oricum bani permanent. Griffing-ul e și la un plus că mai are încă o bifă. Deci, doamne ajută, oricum e banat băiatul bine de tot. Ia uite-l, stă în bază. Se distrează, e pe party. Ce un party, bumți. Hop. Mâinile în picioare, haide. Mamă, stați așa că nu e așa. Iar în bază, am înțeles. Deci el face tot demo în bază, mă? Ia. Bunny hop. How about... Se blochează în perete. Miros așa o semipareză din partea lui The Suspect. Nu doar că stă afeca și chestii. Da, 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 da. O, nu că semi-big pareză. Ești nebun la domnul The Suspect. Semi-very big. Very... Bă, am văzut vreun kill de la el? Stați că acum... Am văzut vreun kill de la el? Bă. Îi dăm cu 4 bife, mă? Bă, mă, să-i dăm cu 4 bife, mă. Să se ducă pe fundul oalei, că altceva, altundeva nu are unde să se ducă, știți ce zic? Pentru că acolo e locul, l-ați văzut. Adică nu cred că mai stăm la discuții. How about? Shutdown, frumos.
Rip. Du-te, tată, du-te. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, apăsați clopoțelul, dați un follow pe Insta, OneFlash0 și nu uitați de reducerea la PC Garage cu codul OneFlash la orice comandă, super mega ușor de ținut minte. Haubau, v-am sucat, o zi cât mai zi, vă urez, pa!